În cadrul manifestării Zilele Credinței și Culturii în Caraș-Severin, ediția a șaptea, elevi de la Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu din Caransebeș, de la Liceul Teoretic Traian Doda, dar și de la Liceul Pedagogic din oraș, au prezentat duminică seară piesa de teatru Mironosițele. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului, în prezența preasfințitului părinte episcop Lucian. Ne bucurăm foarte mult că sala de festivități Episcopelie Miron Cristea din Caransebeș a fost neîncăpătoare. S-au bucurat foarte mult credincioșii vizionând această piesă de teatru și, bineînțeles, i-am felicitat și le-am mulțumit atât elevilor seminarului și liceului Traian Doda, cât și profesorilor care i-au inițiat și i-au format pentru reușita acestei manifestări artistice, dar și de suflet, care ne transmite practic mesajul Evangheliei și anume bucuria pe care au simțit-o mironosițele și au avut-o mironosițele femei, să o avem și noi și să o putem transmite mai departe, pentru că învierea lui Hristos este bucurie pentru noi și pentru a noastră mântuire. Piesa de teatru Mironosițele nu este singura pusă în scenă de seminariștii din Caransebeș. Acest spectacol a venit și în continuarea piesei pe care tot seminarul nostru o joacă în fiecare an, și anume Viflaimul, tot de Victor Ion Popa. Și vrea să spună lucrul acesta că biserica și întâi de toate elevii noștri teologi reușesc să propună un gând și un mesaj cultural întâi de toate acestei lumi prin ceea ce ei doresc să exprime prin teatrul nostru religios. Spectacolul a fost rodul unei bune colaborări și cu Centrul de Voluntariat al Episcopiei Caransebeșului. Centrul de Voluntariat a venit cu un grup de eleve care au jucat rolul mironosițelor. Ne-a părut bine că am început deja această colaborare, care o să o extindem pe diverse planuri, în care să atragem tinerii care au arătat și astăzi, prin iubire și credință, că se pot realiza și înfăptui multe lucruri bune. Am jucat rolul arhiereului în piesa Mironosițele de Victor Ioan Popa. Am jucat cu plăcere acest rol și sper ca într-un viitor apropiat să jucăm cât mai multe piese care să arate lumii caracterul religios și laic al pieselor noastre românești și nu numai. La eveniment au participat elevi și studenți din Caransebeș, cadre didactice, dar și spectatori de toate vârstele.